armate. Apoi menționați statul paralel. Aveam în minte să vă întreb astăseară cine e statul paralel, dacă au plecat Chiuveșii și Coldea, pe care i-am numit binom de nenumărate ori în această emisiune. Vă întreb cine e azi statul paralel? Eu nu mă las păcălit ca dumneavoastră. Statul paralel nu însemna Coldea și Chiuveși. Statul paralel este format din oameni care sunt în conducerea unor instituții. Unii sunt din conducerea SRI. Actuală? Actuală. Unii din conducerea... Nu, acolo nu mai sunt, la SIE. De acolo a plecat ultimul generalul care conducea SIE. Din conducerea SPP, în frunte cu Pahonțu, din parchete, din instanțe, din alte servicii secrete. Din afara țării? Nu. Din interiorul țării? Vorbim din interior. Ați zis SRI, SIE, SPP, mai avem STS, mai avem DIPI? DIA? La DIPI nu știu dacă, nu cred că mai sunt, erau. Era un pilon important. Probabil că și la Direcția de Informații Armate, e probabil. De asta v-am și întrebat. Și toți acești oameni au, toată această structură au pus în, deasupra lor și în fața lor pe șeful statului. Era Băsescu, acum este Iohannis. El are impresia că conduce această mafie. Nu conduce această mafie, el folosește. Dar și el a început să dea ordine mult mai dure și mult mai aplicate acestei mafii și cere să se îndeplinească aceste ordine, aceste dorințe. La SRI se vă protejează... referiți la Eduard Helvig sau la partea... Nu știu dacă Eduard Helvig, dar din păcate, și spun din păcate pentru mine, pentru că e un om la care am ținut foarte mult. Un prieten foarte bun. Nu știu dacă este implicat sau nu, dar cu certitudine nu îi stăpânește pe cei care au fost în statul paralel și care sunt în continuare activi în SRI. Deci de asta nu știu dacă este implicat sau nu, dar vina nu este mai mică. Asta este ce vreau să spun despre Eduard Helvig. Sunt companii protejate. Vă dau un exemplu. Știați că Ministerul Comunicațiilor și există un act normativ, nu mai știu, HG sau ordonanță, este obligat ca la orice achiziție importantă să aibă avizul SRI-ului. De ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă asta? Dar aici... nu scrie în lege, deci e obligat printr-un protocol, prin ce e obligat? Cred că printr-un HG. Nu mai țin minte exact, i-am spus premierului Dăncilă aseară și am rugat-o să identifice care e actul normativ și să modifice. Adică, este clar, dacă SRI-ul spune la firma asta nu poți să iei, trebuie să iei de la firma aialaltă. Este clar că sunt niște firme favorizate în ceea ce privește contrabanda din România, care este uriașă. Este uriașă. În mod normal, serviciile secrete ar fi trebuit să aibă și au, sigur, informații despre tot ce mișcă în România. După părerea mea, au mult prea multe informații. Adică informații și din zone private unde n-au ce să caute. Dar asta este alt subiect. Deci, clar că știu tot care este fiecare circuit mafiot de contrabandă în România. Legume, fructe, carne, orice. Țigări. Țigări. Și în continuare, această situație persistă. S-a semnat un ordin zilele trecute, Ministerul de Interne, Ministerul de Finanțe, Poliția de Frontieră, ANAF-ul, cu filtre 1-1. Adică nu se mai face control prin sondaj. Toată lumea verificată, știu exact. Asta. Și cu scanere adevărate în toate punctele prezinte, de trecere. O să prezinte, nu știu, când la începutul lunii septembrie, un bilanțar pe, nu știu, pe 10-15 zile din august. Și rezultatele sunt foarte bune. Încet, încet o să se ajungă și la destructurarea acestor rețele. Lucrurile astea deranjează, doamne, pentru că vorbim de sute de milioane de euro
poate miliarde, miliarde în atâția ani de zile, că și cum bine știți, sau cum bine știm din filme, din cărți, orice protecție implică o taxă de protecție. Adică nimeni nu protejează structuri mafiote de contrabandă pe gratis sau din ideologie. Este o temere că noi vrem să le destructurăm? Da. Sunt unii din statul paralel care pierd? Da. Deci, este supărare și aici? Este supărare și aici.